Bine v-am găsit, dragi tineri și adolescenți! Vorbim în continuare despre faptul de a fi liberi, de ceea ce înseamnă păcatul sexual, de ceea ce înseamnă tentația sexuală și faptul de a luneca într-o zonă întunecată a imoralității sexuale. Dumnezeu a promis să ne dea toate resursele necesare ca în aceste vremuri să rămânem curați. Această promisiune este pentru oamenii de toate vârstele, pentru adolescenți, pentru tineri sau pentru oameni adulți sau pentru oameni în vârstă, indiferent de vârsta ta, Dumnezeu îți promite să-ți dea puterea Lui, să-ți dea resurse dumnezeiești atâta timp cât tu îl cauți pe El cu toată inima, așa încât tu să poți rămâne curat. Și aș vrea să citesc din nou Efeseni 5 de la 8 la 18. Odinioară erați întuneric, dar acum sunteți lumină în Domnul. Umblați deci ca niște copii ai luminii. Am veste bună pentru tine. În această lume întunecată, tu ești o lumină. Dumnezeu strălucește prin tine în lumea în care tu trăiești. Dumnezeu își arată slava prin tine în lumea în care tu trăiești. Dumnezeu a promis să facă acest lucru și dacă El a promis, El înfăptuiește aceasta. Tot ceea ce este nevoie ca tu să faci este să spui nădejdea în El, să-ți pui încrederea în El și să-L cauți cu toată inima ta. Fii lumină pentru că Dumnezeu este lumină căci roada luminii stă în orice bunătate, în neprihănire și în adevăr. Primul lucru ca să rămâi o lumină este să trăiești în adevăr. Iar dacă în inima ta au început să-și facă loc lucruri întunecate, legate de sexualitate, atunci fii sincer, fii autentic și vorbește cu un pastor, cu un consilier creștin, cu un psiholog creștin despre ceea ce este în inima ta, despre luptele tale. Învață să faci un legământ cu ochii tăi, așa încât Mintea ta să rămână curată, pentru că mintea este afectată de ceea ce ochii văd, dacă ochii tăi au urmărit până acum pornografie. Și în felul acesta, mintea ți-a devenit întunecată din punct de vedere sexual. Astăzi cer iertare lui Dumnezeu pentru lucrul acesta și fă un legământ cu ochii tăi că niciodată nu vor mai urmări astfel de lucruri dăunătoare pentru relația ta cu Dumnezeu, dar dăunătoare și pentru caracterul tău și pentru mintea și sufletul tău. Căci roada luminii stă în bunătate, în neprihănire și în adevăr. Cercetați! ce este plăcut înaintea Domnului și nu luați deloc parte la lucrările neroditoare ale întunericului, ba încă mai degrabă o că ce rușine numai să spunem ce fac ei în ascuns. Dar toate aceste lucruri, când sunt osândite de lumină, sunt date la iveală pentru că ceea ce scoate totul la iveală este lumina. Ca să poți trăi o viață curată din punct de vedere moral și sexual, scoate totul la lumină. Vorbește cu un om care să te asculte, care să te înțeleagă și care să te ajute să fie un model pentru tine de curăție morală și sexuală, așa încât vorbind cu acest om, să poți scoate la iveală tot ce a fost făcut în întuneric. Scoate întunericul la lumină și vorbește cu cineva despre lucrurile din mintea ta, despre materialele pe care le-ai urmărit în ultimul timp, despre fanteziile din mintea ta, despre păcatele pe care poate le-ai săvârșit din acest punct de vedere. Iar acest om să se poată ruga pentru tine, să te poată sfătui, încuraja, susține ca să rămâi curat în mintea ta și în sufletul tău. De aceea zice, deșteaptă-te tu care dormi, scoală-te din morți și Hristos te va lumina. Luați seama, deci, să umblați cu băgare de seamă, nu ca niște neînțelepți, ci ca niște înțelepți. Răscumpărați vremea că zilele sunt rele. De aceea nu fiți nepricepuți, ci înțelegeți care este voia Domnului. Nu vă îmbătați de vin, aceasta este destrăbălare. Din potrivă, fiți plini de duh. Există varianta de a trăi în destrăbălare sau există varianta de a trăi plin de duh. Dumnezeu să te facă să trăiești plin de duh. Plin de neprihănire, plin de sfințenie și de puritate, dar pentru aceasta ai nevoie ca mintea ta să rămână curată, pentru aceasta ai nevoie să faci un legământ cu ochii tăi, astfel încât ochii tăi să fie păziți de tot ce este murdar și întunecat în lumea aceasta. Renunță să urmărești programe care îți întinează mintea și care îți întunecă judecata. Orice programe pentru adulți pe care poate le urmări până acum sau reviste sau emisiuni pentru adulți. Ia hotărârea să renunți la a urmări astfel de programe și ceri iertare lui Dumnezeu și ajutor din partea unui om matur care te poate susține în procesul tău de curățire și de sfințire. Rămâi ocupat cu lucruri constructive cum ar fi diferite cursuri, sportul, biserica, voluntariatul, excursii și drumeții, scrisul, arta sau orice te poate ajuta să te exprimi într-un mod care îl onorează pe Dumnezeu. fă timp să citești Biblia și să vorbești cu Dumnezeu despre viața ta. Adesea dorința de a avea un iubit sau o prietenă este doar o extensie a propriei tale singurătăți. Dumnezeu vrea să fie cel mai bun prieten al tău. El vrea, înainte de toate, să-l cunoști pe El. Ieremia 29, de la versetul 12 la 14: Voi mă veți chema și veți pleca, mă veți ruga și vă voi asculta, mă veți căuta și mă veți găsi. Dacă mă veți căuta, cu toată inima, mă voi lăsa găsit de voi, zice Domnul. Asta este o promisiune minunată pentru tine. Dacă ai nevoie de o prietenie sinceră, Dumnezeu vrea să fie cel mai bun prieten al tău. Dacă ai nevoie de a te simți iubit, Dumnezeu este cel care vrea să toane prin Duhul Sfânt dragostea lui în inima ta. Dacă vrei să te simți acceptat, important, valoros, Dumnezeu este cel care vrea să ridice identitatea ta, stima ta de sine, încrederea în tine și o părere bună despre tine. Asta este ceea ce Dumnezeu vrea să-ți dea chiar astăzi. Deschide-ți inima și caută-l pe Dumnezeu cu toată inima ta. Și aș vrea să închei cu un ultim verset, și anume că Dumnezeu este cel care. Te ține în mâna lui. Și mai citesc o dată: Voi mă veți chema și veți pleca. Mă veți ruga și vă voi asculta. Mă veți căuta și mă veți găsi, dacă mă veți căuta cu toată inima. Aș vrea să te las cu acest verset. Și anume, dacă tu Îl cauți cu toată inima, cu toată mintea, cu tot sufletul tău, Dumnezeu se lasă găsi de tine. Dumnezeu promite să fie prietenul tău cel mai bun, ajutorul tău, partenerul tău, sprijinul tău. Deschide-ți inima pentru Isus, primește-L în inima ta și lasă-L ca El să-ți umple inima cu dragoste, cu bucurie și cu pace. Mulțumesc!